Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la știrile TV Giurgiu, iată care sunt titlurile zilei. Accident de circulație pe drumul național 5. Proiect finalizat cu succes de societatea Reos. Poliția de frontieră și-a deschis porțile pentru copii. Ziua științei la Liceul Tudor Vianu. Direcția Generală Anticorupție pentru prima dată la școala altfel. Pe drumul național 5 București-Giurgiu s-a petrecut astăzi un accident de circulație în care a fost implicată o femeie străină. Mașina înmatriculată în Bulgaria s-a răsturnat pe câmp în dreptul kilometrului 36, iar conducătoarea auto a fost transportată la Spitalul Județean Giurgiu. Pe drumul rapid București-Giurgiu s-a petrecut astăzi un accident de circulație în care a fost implicată o conducătoare auto aflată la volanul unei mașini matriculate în Bulgaria. Zona din dreptul kilometrului 36, locul unde s-a petrecut evenimentul, este cunoscută și pentru că aici au avut loc multe accidente cauzate fie de depășirea vitezei legale, fie de monotonia creată de drumul în linie dreaptă. O conducătoare auto de 35 de ani din Bulgaria, în timp ce conducea autoturismul pe drumul național 5 la kilometrul 36 în direcția Giurgiu, a părăsit partea carosabilă cu autoturismul, răsturnându-se. Din accident a rezultat rănirea ușoară al conducătoarei auto, care a fost transportată la Spitalul de Urgență Giurgiu. Conducătoarea auto a fost testată cu etilotestul și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Urmarea implicării în accident, femeia s-a ales cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Directorul Agenției de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, Laurențiu Ionescu, a fost adus marți dimineața la sediul Direcției Naționale Anticorupție de ofițerii de poliție judiciară în baza unui mandat de aducere. TV Giurgiu va reveni cu amănunte legate de calitatea sa în dosar și acuzațiile care îi se aduc. Toate realizările din cadrul proiectului Green Light Drive Green Industry Romania, implementat de societatea Reos, au fost prezentate astăzi. Proiectul accesat de Reos Production SRL s-a finalizat oficial astăzi, iar principalele obiective au fost atinse. Proiectul a constat în construirea și modernizarea halelor de producție, precum și eficientizarea energetică. Societatea Reos Production SRL, specializată în producerea de piese electronice, transformatoare, cabluri și lămpi stradale cu LED, funcționează în Giurgiu din 2008. A debutat cu 20 de angajați într-un mic garaj în spatele pieței centrale, însă de-a lungul anilor firma s-a dezvoltat, s-a reinventat, iar acum a ajuns să numere peste 150 de angajați, toți giurgiuveni, în majoritatea tineri. Societatea giurgiuveană Reos Production SRL a înțeles că viitorul este al energiei regenerabile, energia ce trebuie să fie ieftină și nepoluantă. Astfel au ajuns să implementeze cu ajutorul unui grant norvegian proiectul Green Light Drive Green Industry. La mai bine de 2 ani de la implementare, acesta s-a finalizat. În cadrul evenimentului de astăzi, la care au participat numeroși invitați, au fost prezentate noile linii și hale de producție, precum și prima stație de încărcare a autoturismelor electrice din Giurgiu. Prezentarea proiectului Green Light Drive Green Industry a avut loc în cadrul unei conferințe de presă în care cei implicați le-au vorbit invitațiilor despre beneficiile implementării acestui proiect la Giurgiu. Astăzi am încheiat oficial proiectul Green Light Drive, proiect care s-a dezvoltat și implementat în SCROS Production și finalizat cu mândrie, bucurie și evident devenind o societate verde, producând energie și produse verzi, astfel scopul proiectului fiind atins. Two years ago that the project started, in fact, but generally speaking, we started here 4 years ago when we were working on a general master plan for the entire Giurgiu-Ruse Euro region. And from this time, I know Giurgiu and I know about the
very strong efforts to push up the economy here. And one year later, in câteva aspecte financiare ale proiectului, contractul de finanțare a fost semnat în luna mai a anului 2014. Proiectul a avut o perioadă de implementare de 22 de luni, urmând a fi finalizat la sfârșitul acestui an. Ca și structura a costurilor, vedem că cea mai mare parte a fondurilor au fost alocate investițiilor, iar o parte semnificativă a activității de cercetare-dezvoltare. Și în continuare vom urmări exact în ce au constat aceste investiții. Punctele forte ale proiectului sunt creșterea eficienței energetice a unității de producție a firmei prin reducerea pierderilor energetice, dezvoltarea unei unități de producție prin asimilarea în fabricație a lămpilor de iluminat cu LED, tehnologie de ultimă generație destinate pentru consumatorii industriali, precum și dezvoltarea economică durabilă a firmei Reos Production, cu un impact favorabil asupra mediului înconjurător care tinde spre zero poluare. Ca în fiecare an, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră și-a deschis porțile pentru copii în cadrul programului Școala Altfel. Cei mici au fost inițiați în meseria de polițist de frontieră și au asistat la o expoziție a tehnicii din dotare și a echipamentelor performante folosite pentru securizarea frontierelor. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au primit astăzi vizita a sute de copii curioși să afle care sunt atribuțiile unui polițist de frontieră și cum se muncește într-un punct de trecere a graniței. Lucrătorii de la frontieră i-au așteptat pe copii în parcul Alei, vis-a-vis de sediul inspectoratului, acolo unde au expus tehnica din dotare și echipamentele folosite pentru securizarea granițelor. În primul rând, un ATV, o mașină de teren, pentru misiuni, plus mijloace de oprire și dotarea subunității de sprijin operativ. Autoturism de serviciu pentru 9 oameni, embarcațiune de serviciu tip Arvor, cu care este dotat serviciul teritorial la Dunăre, embarcațiunea care are un echipaj de două persoane. Micuții au fost fericiți să vadă aparatura din dotarea compartimentului de criminalistică, să urce alături de polițiștii de frontieră în autospecialele de intervenție și să cunoască unul dintre câinii special antrenați pentru prinderea răufăcătorilor. Ce ai văzut tu aici la acțiune? Un câine care l-am mai văzut până acum și a venit mereu să-l mângâi. Acum a fost mai agitat. Mi-a plăcut mult în barcă. Ce ai văzut în barcă? Am văzut cârma pe care o folosesc ei, aparatul cu care detectează și cam atât. L-ai mai văzut până acum? Odată. Odată am mai văzut. Mi-aș fi dorit să fiu așa ca ei, pentru că fac multe lucruri interesante. Vreau și să mă fac așa. Ce ai văzut tu aici, în barca asta? Multe elici, o manetă, scaune. Și ce ai mai văzut? ATV-ul ți-a plăcut? Foarte mult. Câinele, cel mai mult, și barca. Ai aflat cum îl cheamă pe câine? Nu. Și a stat să-l mângâi? A fost blând? N-a fost nici blând. Nu ți-a fost frică de el? Nu. Și la barcă ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut că e mare și a intrat toți colegii mei. Mi-a plăcut câinele când l-am mângâiat în barcă. Ziua porților deschise la Poliția de Frontieră a făcut parte din programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, în cadrul căruia copiii participă la numeroase activități extrașcolare. Direcția Generală Anticorupție a participat pentru prima dată în evoluția sa instituțională la programul Școala Altfel. Astfel, o acțiune de informare în cadrul programului școlar a avut loc astăzi la Liceul Nicolae Cartojan. În cadrul evenimentului, elevii au fost informați cu privire la competențele Direcției Generale Anticorupție.
Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu a desfășurat astăzi o activitate de informare anticorupție la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu, având ca grup țintă un număr de 60 de elevi din clasele a 9-a și a 12-a. Cu această ocazie, elevii au fost informați cu privire la competențele Direcției Generale Anticorupție, drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de cetățeni, în relația cu angajații Ministerului Afacerilor Interne, noțiuni de drept penal, infracțiunile de corupție și cele asimilate acestora, modul de acțiune în situația în care cetățenii sunt implicați în astfel de fapte sau iau la cunoștință despre acestea, modalități de sesizare, cât și consecințele corupției. Așa cum am început și de altfel activitatea, v-am comunicat că o să discutăm câteva aspecte legate de noțiunile corupției, de modalitatea de sesizare a faptelor, de reacția la corupție față de personalul Ministerului Afacerilor Interne, da? Cum puteți semnala astfel de fapte? De asemenea, elevii au vizionat două filmulețe de scurtmetraj în urma cărora școlarii au fost întrebați despre semnificația mesajului. În filmulețul prezentat am înțeles că nu este bine să dau mită sau să primez, pentru că și eu voi fi implicată, adică nu este bine. Ce trebuie să faci când vezi un astfel de fapt de corupție? Să anunțăm la numărul afișat, 0800 806 806. Ai întâlnit până acum asemenea caz? Nu, de acum nu. Că nu trebuie să comitem astfel de fapte și să nu dăm mită, pentru că vom fi pedepsiți și cam atât. Știi ce să faci când întâlnești un astfel de caz? Da, să sesizez acest fapt și... Știi care sunt consecințele dacă nu se... Da, închisoare. Și... De la 2 la 7 ani. Participarea Direcției Generale Anticorupție are ca scop creșterea gradului de informare al tinerilor cu privire la atitudinea ce trebuie adoptată, reacția la corupție și modul de sesizare al faptelor de corupție. La finalul activității, grupul țintă a beneficiat de materiale promoționale cu mesaj anticorupție. Pentru Liceul Tudor Vianu a devenit o tradiție ca în săptămâna denumită Școala Altfel să fie organizată Ziua Științei. Încă o ediție a acestui eveniment a avut loc astăzi cu participarea elevilor de la mai multe școli generale, așa cum s-a întâmplat de fapt în fiecare an. Ziua Științei, eveniment organizat la Liceul Tudor Vianu în fiecare an, a fost și astăzi o acțiune de succes. Experimentele pregătite de elevii și profesorii liceului i-au impresionat pe oaspeții acestora, elevi de la școlile generale din Giurgiu. Ca de fiecare dată, aceștia au fost invitați în laboratoarele de biologie, fizică și chimie, unde le-au fost prezentate aplicații practice. Științele acestea biologice, care sunt atât de importante pentru viața noastră, și au o aplicabilitate foarte mare în viața de zi cu zi. E un domeniu extrem de interesant, extrem de atractiv și copiii ar trebui să-l descopere mult mai mult. Biologia nu înseamnă numai lecția învățată la clasă. Biologia înseamnă mult mai mult, înseamnă tot ceea ce ne înconjoară. Aveți ocazia să vedeți montaje experimentale realizate de elevii acestui liceu la orele de fizică. Prin aceste montaje ei pun în evidență ceea ce au învățat în orele de fizică, pun în evidență fenomenele pe care le-au studiat la ore. Sunt experimente realizate cu materiale uzuale. Prin experimentele pe care o să le vedeți astăzi, o să vedeți că ei au înțeles ce se întâmplă. Și sper să fie o activitate interesantă pentru voi. În același timp este o activitate interactivă, puteți să puneți întrebări și puteți chiar să interveniți în realizarea experimentelor. Elevii Liceului Tudor Vianu, angrenați în programul pregătit pentru Ziua Științei, au demonstrat că au venit astăzi cu lecțiile învățate. Apa sintează gravitația. Presiunea atmosferică minge de jos în sus, iar tensiunea superficială acționează la baza tifonului și nu permite apei să curgă. La experimentele prezentate în laboratoarele de biologie, fizică și chimie s-a alăturat și programul pregătit de profesorii de la catedrele de limbi străine, franceză, engleză și germană și de la cele de geografie și istorie. Mai multe amănunte în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.
O parte din obiectivele APIA Giurgiu se află în plină derulare, iar altele aduc instituția giurgiuveană în fruntea unităților similare din țară, pentru că s-au efectuat deja plăți către o bună parte a fermierilor din județ care au solicitat plata pentru schemele din sectorul vegetal pentru campania din 2015. APIA Giurgiu deține poziția fruntașă la această dată pe acest palier al activității. În baza calendarului de activitate și al obiectivelor asumate, Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură Giurgiu a început plata către fermierii giurgiuveni care au solicitat sumele aferente schemelor aplicate în sectorul vegetal în campania lui 2015. APIA Giurgiu a autorizat la plată, la termenul stabilit, un număr de aproximativ 12.000 de fermieri din totalul de peste 13.800, ceea ce reprezintă mai mult de 85% din rândul fermierilor. Menționăm că pentru mai bine de 3.500 de fermieri giurgiuveni au fost întocmite ordine de plată din prima zi, lucru care situează instituția giurgiuveană pe primul loc din țară din acest punct de vedere. Începând din data de 8 aprilie au început plățile pentru fermierii giurgiuveni. Ce pot spune este că în data de 8 aprilie am avut un număr de 3.500 de ordine de plată. Ulterior s-a făcut plata și celorlalți fermieri. În momentul de față sunt plătiți 11.500 fermieri. Ce aș vrea să vă spun este faptul că plata s-a făcut pentru SAPS, s-a făcut plata pentru redistributivă și plata pentru ANT. Pentru cei nefamiliarizați cu anumiți termeni, menționăm că plata redistributivă este cea efectuată către toți fermierii în limita a 30 de hectare deținute, sumele primite de fermieri fiind dependente de suprafețele avute. Termenul ANT, în schimb, implică suma plătită pe cultură, după cum ne-a explicat directorul APIA Giurgiu. O nouă piață agroalimentară a fost deschisă astăzi în cartierul Tineretului. Ea a fost realizată de un investitor privat care oferă facilități micilor producători. De astăzi, în Giurgiu există o nouă piață agroalimentară amenajată în condiții moderne. Piața este pusă atât la dispoziția cumpărătorilor, cât și a producătorilor și a comercianților de legume și fructe. Piața FOFO a fost realizată de un investitor privat, unul care s-a gândit să ofere și facilități micilor producători. Oferta specială în ce costă? În tarabele care le vedeți și dumneavoastră sunt un număr de 33 de tarabe, acestea de culoare galbenă. Un sector de producători agricoli care ei facilitatea au gratis. Nu o zi, nu două, timp de 6 luni de zile să putem să formăm și un vad. Vă dați seama, vin cu 3 legături de ceapă sau cu ce mai vin ei acolo de o nimica toată la valoare și mai iau și bani. Cum vedeți, este și dotată cu tarabe de culoare verde. Acolo au destinația cei cu societăți comerciale, persoane fizice autorizate. Ce mai sunt, acolo nu pot decât cu o taxă. Taxa este foarte mică, deci 3 lei, eu cred că e o sumă derizorie. Fac tot posibilul să-i atrag. Încerc, am bună voință, deci după cum vedeți, deocamdată piața nu este autorizată decât pentru legume și fructe, urmând ca pe viitor în funcție de cum îmi formez vad, dacă se merită într-adevăr să mă autorizez și pentru lactate, produse de carne, păsări, vii. Piața denumită FOFO se află în cartierul Tineretului și este cu atât mai utilă cu cât vorbim de cel mai populat cartier din Giurgiu. Producătorii de legume, fructe, zarzavaturi și verdețuri, dar și comercianții de astfel de produse, sunt așteptați să îi ispitească pe cumpărători cu ofertele lor. Momente unice pentru 30 de copii din casele de tip familial din Giurgiu. Aceștia au avut ocazia să vadă un spectacol de teatru de păpuși pus în scenă de elevi de la Palatul Copiilor. Evenimentul a făcut parte din programul Școala Altfel. Copiii beneficiari de măsuri de protecție specială merită să fie incluși în societate și să se bucure de evenimentele frumoase ce au loc în oraș. 30 dintre ei, care își petrec zilele în casele de tip familial Dunării, Ansalonii, Daniela și Sfântul Ioan, au asistat astăzi la un spectacol de teatru de păpuși care a avut loc în atelierul de teatru a trupei Așchiuță, din incinta școlii numărul 8 Academician Marin Voiculescu. Vrem să vă arătăm aceste două piese de teatru, cum sunt ele interpretate de niște copii de clasa a treia. Poate cine știe vă place și vouă, poate o să vreți și voi să faceți teatru odată. Vouă vă place teatrul? Da! Ați fost vreodată la vreo piesă de teatru? Da! Cine îmi spune ce piesă de teatru a văzut? Poftim! Cenușăreasa! Cenușăreasa, foarte frumos! Curi așa povestea? Da!
Da? Nu este cu un prinț și o prințesă? Nu! Nu? Nu s-a întâlnit prințul și prințesa cu măgarul? Nu! A, eu așa credeam. Și au mers ei prin pădure, au mers și s-au întâlnit după aia cu albă ca zăpada. Nu! Nu s-au întâlnit cu albă ca zăpada? Nu! A, da, am încurcat eu. Nu, au mers și s-au întâlnit cu cei trei purceluși. Nu! Nu? Nu. Da. Sigur nu? Nu. Micii spectatori au avut ocazia să admire jocul personajelor din Muzicanții din Bremen și Prostia omenească. Ce mare pacu s-a dat peste mine și eu, Colea, măgar bătrân, nu mai am putere. Ce să vă spun, stăpânul meu vrea să se lepede de mine. Vino cu noi la Bremen, că la serenade nu te întrece nimeni și cu siguranță că o să-ți găsești și tu un loc în taracul orașului. Sfatul acesta nu-i deloc greu, să mergem! Unii dintre copii au fost pentru prima dată la un spectacol de teatru de păpuși și timp de o oră, atât cât a durat reprezentația, au fost ochi și urechi la personajele din povești. Evenimentul se înscrie în cadrul unui parteneriat educațional, Arta care ne unește, încheiat între Palatul Copiilor și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Legiunea blestemaților, Lichidați Parisul, Blindatele Morții, Curtea Marțială sau Comisarul. Iată doar o parte a cărților scrise de Sven Hassel între 1953 și 1985. Cunoscutul scriitor danez, autor de romane bazate pe experiența sa din cel de-al doilea război mondial, s-a născut pe 19 aprilie 1917. Multe dintre lucrările danezului voluntar în armata germană au fost ecranizate. Soldat de origine daneză, voluntar în armata germană doar pentru că, așa cum explica chiar el gestul înrolării, Germania era mai aproape decât Anglia, Sven Hassel este autorul unor romane inspirate din experiența căpătată de scriitor ca urmare a participării la războiul al doilea mondial. Născut pe 19 aprilie 1917 în Fredensborg, cu numele Sven Pedersen, autorul începe scrierea seriei renumitelor romane cu personaje reale încă de când era prizonier în lagărele sovietice după capitularea Berlinului. Legiunea blestemaților este primul roman din seria celor scrise de Sven din 1953 până în 1985, alte asemenea lucrări fiind Blindatele Morții, Camarazi de Front, Monte Cassino, Curtea Marțială, Lichidați Parisul, General SS sau Comisarul, dar lista romanelor danezului, multe ecranizate, nu se oprește aici. În afara lui Hassel, cărțile includ personaje reale ca Alfred Kalb, Legionarul, Wolfgang Creutzfeldt, gigantul poreclit ironic Micuțul, subtilul hoț Joseph Porta, vechiul sergent Willy Bayer, bătrânul, Julius Heide, un fost ofițer SS și un fanatic nazist, Barcelona Blom, un veteran de ambele părți ale războiului civil spaniol, mecanicul șef Wolf și sergentul Hoffman. Cărțile lui Sven Hassel sunt scrise într-o manieră deosebită, la persoana întâi, cititorul, având parte din plin de un umor deosebit, de cele mai multe ori macabru, izvorât din ororile războiului al doilea mondial, iar autorul rămâne un scriitor renumit pentru maestria sa literară, dovadă fiind faptul că romanele lui Hassel au fost publicate în 50 de țări și 25 de limbi.
va fi vremea mâine la Giurgiu, aflăm din rubrica Meteo. Administrația Națională de Meteorologie a transmis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă importante, intensificări ale vântului. Astfel, în intervalul 19 aprilie, ora 22, 20 aprilie, ora 22, în regiunile sudice, precum și în zona Carpaților meridionali și de curbură, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. În Oltenia, mare parte din Muntenia și sudul Transilvaniei vor fi ploi, mai ales averse, ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izola de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Viteza vântului va depăși 60-65 de km pe oră. Miercuri la Giurgiu se vor înregistra 14 grade la Mihai Leș, 15 la Bolintin Valei, zvoarele Hotarele Comana și 16 grade la Ghimpa și Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 13 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 758 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 83%. Apele Dunării sunt în scădere cu 25-35 de centimetri, cota probabilă fiind 214 centimetri. Doamnelor și domnilor, cu informațiile despre starea vremii punem punct jurnalului din această seară. La TV Giurgiu urmează emisiunea Între Da și Nu. Eu sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!